Bun găsit, Flori! Un nou joc pentru echipa noastră. De această dată mergem la Târgu Jiu. Cum vezi această partidă? Bună ziua! Da, este o partidă foarte dificilă. Suntem conștiente de ce ne așteaptă la Târgu Jiu. Însă ne dorim foarte tare victoria și am mare încredere că ne vom întoarce acasă cu cele 3 puncte. A picat bine această victorie cu Știința București, mă rog, ideea în care urmează niște confruntări grele pentru Craiova. Sigur că da. Este o victorie care ne-a ridicat puțin moralul, am văzut o atitudine a fetelor îmbunătățită. Tot ce îmi doresc este ca mâine să avem o constanță în joc pe toate fronturile și să arătăm că noi suntem cele care ne dorim mai mult victoria și o vom obține. Din punct de vedere al lotului, ceva noutăți, reveniri, nu știu. Echipa s-a antrenat o săptămână în formură completă. Avem un plus de putere și mergem tare încrezătoare. Mai multe detalii le vezi de mâine. Va urma o perioadă din nou cu meciuri dificile pentru noi. Nu știu, va fi din nou, trebuie să luați iar meci cu meci, să vedem cum va fi, pentru că stăm iar cu frica că poate va apărea iar o accidentare ceva. Nu ne gândim la lucrurile astea, nu avem nicio frică, așteptăm perioada asta și vom crește de la meci la meci, următoarele meciuri sunt acasă și am mare încredere că alături de suporterii noștri vom face lucruri frumoase. Mulțumim! Mersi! Bun găsit, Ștefi, un nou meci în Liga Florilor, înfruntăm Târgu Jiu, cum vezi acest joc? Bună, o să fie un meci greu, în deplasare și sperăm să mergem acolo și să luăm cele 3 puncte. Venim după o victorie cu Știința București, cred că și moralul vostru e altfel acum. Da, moralul este bun, avem putere și ne-a dat așa un pic de... Suflu, da. Urmează niște confruntări grele pentru echipa. Ok, am înfruntat București. A picat meciul ăsta cu Știința București la fix pentru moralul vostru? Da, cred că a fost binevenit și victoria asta ne-a dat un pic de suflu și putere pentru a continua. Cum vezi Târgu Jiu? Le-ați studiat pe fete? O echipă grea până la urmă, este un mic derby așa în Oltenia între Craiova și Târgu Jiu. Da, o să fie un derby. Știm că acolo la Târgu Jiu o să fie un meci greu. Doar că ne dorim să ne întoarcem victorioase, să luăm cele 3 puncte. Hello, a new game for us. Championship against Târgu Jiu. How do you see this game? Hello, I think it will be really good and tough game, but it will be like out for a game and of course that it will be like really hard, but I hope that we prepare really good and that we will win this game. How is the atmosphere now after the win against Știința București? It's much better because finally we win some games, so it's better and I think with this better atmosphere that we will play even better and that we will win this game. There will be new period with tough games for us. Yes. So how do you see it? Like I think we need to go game by game because every game it's separated and it's hard by themselves. So I think that we have really good chances because after this game we play two really also tough games at home. So it will be a hard period, but I hope that we will succeed. Thank you so much. Thank you.